În România se vorbește limba germană din Germania? Pentru toate profesoarele, toate sunt doamna, nu mai există și profa și e prea lung. De ce să învățăm germană? Păi germana este ușoară pentru că este o alegere. Da, germana este îngrozitoare, e grea, nu îmi trebuie. Prima oră noi începem cu niște borcănașe. Așa, imaginare. Dacă noi nu mâncăm, nu ni se mai face poftă. Eu cred că din momentul în care copilul învață să citească... Spuneți-ne două versuri care îți depărți dumneavoastră melodioase, așa, dacă vă vin acum în minte. Bun găsit, stimați prieteni, la Proces Verbal, vă spune Bogdan Enache. Dragi prieteni, invitată de astăzi este profa de germană, doamna Livia Miu. Sărut mâna, vă mulțumesc! Bună seara, mulțumesc și eu frumos pentru invitație. Vi se spune des profa de germană, bănuiesc, nu? Mi se spune doamna. Da? Da, da. Cred că asta a devenit așa pentru toate profesoarele. Toate sunt doamna. Nu mai există și profa și e prea lung. Da. Spuneți-mi, vă rog, aveți aici o afirmație care cu siguranță surprinde și anume spuneți și mai cred că limba germană este ușoară. Dumneavoastră ați scris și cărți, predați, ați fost la tot felul de traininguri în străinătate, în România. De ce germana este ușoară? Vă nu vă spun de ce este grea. Păi germana este ușoară pentru că este o alegere. Și tot ce facem noi în viață reprezintă alegeri. Și mai este ușoară pentru că eu caut ca în predare să o fac accesibilă copiilor și mai ales că cât mai ușor. Și mai ales că eu am ca formare și engleză și germană, de fapt germană și engleză, pot să fac niște paralele la ore și să le arăt că de fapt germana nu este așa cum știu ei sau cum li s-a spus de acasă că este grea sau cum aud în societate și că germana seamănă foarte mult cu engleza și că sunt cuvinte care, de care ne putem lega și care seamănă, sunt noțiuni de gramatică asemănătoare și atunci, făcând această paralelă, ajungem să descoperim că nu este chiar așa de grea cum am venit noi inițial de acasă. Așadar, vă răspundeți, mai întâi să învățăm, vă întreb, mai întâi să învățăm engleza și pe urmă germana? Nu, eu nu spun să învățăm engleza pentru că ei deja știu engleză. Deci la clasa 5-a, pentru că asta e societatea în care trăim, ascultăm muzică în limba engleză, vedem filme în limba engleză, ne jucăm în limba engleză, online comunicăm. Exact, și devenim cumva autodidacți la limba engleză. Și pentru că pornesc de la premisa că majoritatea știu engleză și știu clar că cei care încep cu mine într-a 5-a germană au engleză prima limbă, atunci pot să fac aceste paralele și pot să le arăt că este frumoasă. În prima oră noi începem cu niște borcănașe, așa, imaginare. Pentru că ei pentru engleză găsesc foarte ușor calități. Și au borcănașul cu engleză în care sunt calitățile, respectiv este ușoară, este frumoasă, este melodioasă, este nu știu cum, și apoi au borcănașul cu germană, unde vin prejudecățile despre germană. Și germana este grea, că mi-a spus mie cineva, și pronunția este nu știu cum. De ce este această prejudecată la nivelul societății? Vă întreb, fiindcă ați interacționat, ați participat la tot felul de cursuri, la tot felul de simpozioane, de seminarii. De ce e percepția societății? Nu știu, cred că pur și simplu se împământănește așa, se insinuează cumva așa, încet, încet. De fapt, nu ne o moștenim cumva. Și de la părinți, și de la ce auzim în jurul nostru. Și e o etichetă pe care noi o luăm de bună și nu vrem să facem efort în direcția, neapărat, de efort în direcția învățării limbii respective. Întrebare importantă. De ce să învățăm germană? Germana se vorbește doar în câteva țări? Păi este grea? Uh-huh. De ce să învățăm germană? Deci eu rămân la părerea mea că nu este grea. Și cu paralele potrivite descoperim calea de mijloc cumva către învățarea acestei limbi.
Și eu cred că este un plus germana dacă o învățăm. Pentru că, cum spuneam mai devreme, copiii știu deja engleză, cumva sunt autodidactă limba asta, iar germana le deschide niște uși pe care engleza începe să nu le mai deschidă. Pentru că în societate mai toți vorbim, auzim, ne descurcăm oarecum la un oarece nivel în engleză. Oarece nivel, foarte bine spus. Oarece nivel. Noi românii spunem că suntem vorbitori de engleză, dar nivelul pe semne că este un A2 sau maxim A1. Da. Da. E, important este că omul se descurcă în engleză și asta este scopul de fapt, nu? Să se descurce, să meargă mai departe, să-și bifeze niște chestii. Dar germana deschide niște uși în sensul că dacă vrem să ne angajăm, să ai germană pe diplomă este un CV este un plus. Mai este un plus? Da, mai este un plus, sigur că da. Și în continuare există foarte multe firme în Prahova și în țară cu acționariat german, cu șefi din Germania sau Austria sau Elveția sau țări vorbitoare de limba germană în general. Și ghiciți pe cine vor să angajeze mai întâi, pe poziții bine plătite, că despre asta este vorba, nu pe o poziție oarecare. Face diferența, da. Inclusiv financiar. Da, dar de ce asta ne-am dat copiii să învețe germana? Și dacă îmi permiteți și o întrebare suplimentară, în apropierea mea s-a întâmplat, a început germana, a început și engleza, ghici ce? A zis, eu rămân doar cu engleza, germana este îngrozitoare, e grea, nu îmi trebuie. Uh-huh. Evident că eu vă provoc acum. Da, evident, nicio problemă. E frumos jocul. Eu cred că sunt niște pietre de încercare pe care germana le pune celor care încep să învețe limba asta. Și eu cred că oamenii n-au suficientă răbdare ca să treacă un pic peste hopurile respective. De exemplu, mi se întâmplă din experiența personală, văd că mulți rămân, sau unii, că nu mulți, e prea mult spus mulți, unii rămân la nivelul de bază, în sensul că regulile de scriere și citire le pun probleme. Deci dacă noi reușim să trecem peste acest hop al regulilor de scriere și citire și ni le însușim în timp, adică fără stres, dacă trecem de un 6 luni, se simplifică multe sau? Da, eu zic că da, se simplifică multe dacă trecem de acest hop. Iar acest hop cât durează? Să mă revorbim despre citit și scris. Acest hop durează în cazurile celor care sunt foarte interesați câteva săptămâni și durează ani de zile sau nu se încheie niciodată la cei care chiar nu-și dau interesul. Cineva care învață, dumneavoastră ce strategie adoptați după ce se învață să se scrie și să citească? Cât ar trebui să citească, să petreacă timp studiind limba germană o persoană ca să ajungă la un nivel satisfăcător? Sau recomandați în fiecare zi puțin? Sau, da, eu recomand pilula de germană, dacă e să spunem așa. Da, aș recomanda în fiecare zi puțin, nu mult, că dacă e prea mult, ce e prea mult strică. Și făcut în așa fel, abordat în așa fel încât să fie și varietate acolo. Pentru că, de exemplu, dacă, nu știu, avem 3 cărți, să citim astăzi un pic dintr-una, mâine un pic din alta, în sensul că să fie și altceva, să nu ne plictisim, să fie cumva, sau citim de pe net ceva interesant, sau citim versurile unui cântec, sau fredonăm pur și simplu. Sau, dar să spuneți, o jumătate de oră să se petreacă, nu? Nici măcar 10 minute. Deci ideea este următoarea, că practic pofta vine mâncând. Dacă noi nu mâncăm, nu ni se mai face poftă. Și atunci, ideea ar fi
să luăm calupuri mici de germană, să gustăm, ca așa câte o degustare de citit, ceva de ascultat, un cântec, să spunem, sau de căutat o informație, nu știu, un banc, să spunem, hai, vreau să văd bancuri în germană. Păi ia să caut ceva. Vorbiți despre adolescenți și adulți acum, sau? Despre adolescenți și adulți, da, de la cei mici cu cititul cărților de povești este o idee bună, că mai văd o poză, mai apare o imagine care explică un cuvânt. De ce la nivelul Ploieștiului și județului Prahova sunt foarte puțini profesori de limbă germană? Da, este o întrebare foarte, foarte bună, dar nu sunt eu în măsură să vă răspund la opinia ea. Opinia dumneavoastră, fiindcă asta se întâmplă. Haideți aici să mergem un pic mai departe. Sunt două scenarii. Ori sunt puțini absolvenți de germană la nivel național pentru cererea care există în județe, în municipii, în școlile, în sistemul de învățământ, ori nu aleg aceștia Ploieștiul. Alte variante eu nu văd. Da, de obicei noi trăim cam, da, și asta e din studii. Un om își petrece majoritatea vieții în zona în care a trăit, a copilărit, a crescut. Și din ce văd eu, că în sistemul de învățământ sunt de obicei, bine, asta nu e o regulă, evident, în Prahova, la nivel de Prahova cel puțin, sunt oameni care vin din Prahova, deci nu este cineva care să fi fost, ce știu, să fie din Sibiu sau așa și să fie ales Prahova ca să predea germana. Poate atunci când era cu repartiții era altceva. Poate atunci pare să ocupau locurile. Da, 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 da. E o criză. Deci, o criză. Păi, este vorba și de cerere și de ofertă până la urmă ca oriunde. Dar eu cred că cumva sistemul este, nu știu, merge cumva din inerție și păstrează locurile care există. Nu știu să vă spun de ce nu se mai suplimentează locurile. Chineza și germana, din ceea ce cunosc eu, la apropo de pregătire, de meditație, costă cel mai mult. Și ca atare, evident că cererea e mare și oferta e mică. O luăm economic, adică... Spuneți-vă, de la ce vârstă, poate, sunt foarte curios să aflu răspunsul dumneavoastră, de la ce vârstă recomandați unui părinte să aducă copilul să învețe limba germană? Eu cred că din momentul în care copilul învață să citească, poate să fie adus la germană. Deci nu la 3 ani, nu la 2 ani, să nu știe corect limba română și... Bine, eu am făcut greșeala, am considerat-o la momentul respectiv, să vorbesc cu primul meu copil, cu băiatul meu cel mare, cam doi băieți, să vorbesc germană. Și am vorbit cu el o vreme, după care am intrat în panică, pentru că copilul meu nu mai vorbea română. De fapt, nu că nu mai vorbea română, nu vorbea român. El până la 4 ani nu a vorbit și la 4 ani a spus o propoziție completă în română. Păi era fie că urma școala, evident. Da, și de fapt totul era în regulă, dar el avea acolo două chestii pe care trebuia să le, un fel de două computere pe care trebuia să le manevreze. Deci de la 7 ani, spuneți. Asta este părerea mea. 6-7 ani, da, da, da. Bine că și la grădiniță se pot face lucruri. Întrebarea este dacă vrem să ne jucăm în germană sau dacă ne vrem să învățăm și să ne jucăm. Dacă vrem să ne jucăm, putem să punem o bază și în grădiniță, evident că la fel ca engleza, dacă engleza este răspândită în grădinițe, poate și germana să fie acolo prezentă, respectiv cu tot felul de joculețe, cu cântecele, cu basme, cu... Sigur că da, se poate face și lucrul ăsta. Eu nu știu cât de mare este cererea. Nici nu cred că există, sau poate dacă există e o cerere foarte mică pentru germană în grădinițe. Acum dă bine grădinițe în limba germană. În da, limba germană. Am văzut că, adică, pe de altă parte te gândești, adică aici n-aș vrea să intrăm foarte mult ca să nu plictisim, dar pe de altă parte o grădiniță în limba germană, ca să fie eficientă, citeam undeva, trebuie să fie de la intrare
de la Guten Morgen până la Auf Wiedersehen, adică nu se vorbesc decât în germană. Nu se vor, nu intercalezi germana doar într-o oră din cele 8 ore petrecute în grădiniță. Hai să vorbim, citim basme în germană și că e grădiniță în limbă germană. Rezonați cu acest punct de vedere sau? Da, pentru mine este ok. Pentru mine este ok că știu, adică m-am aflat în situația asta, cum spuneam, cu băiatul meu cel mare și vorbeam cu el în germană și ceilalți membri ai familiei în română. În România se vorbește limba germană din Germania? Ce întrebare drăguță! Da, în România se vorbește limba germană din Germania, în mediul academic. Eu am făcut facultatea la Sibiu, aveam colege absolvente de Bruckenthal, unele dintre ele erau chiar și provenite din familii mixte sau familie de sași. Și evident, toate cursurile se țineau în limba germană, iar noi pe holuri vorbeam în germană. Profesorii ne solicitau să le adresăm ori de câte ori era necesar întrebări sau în germană, chiar și pe holuri, chiar și în oraș când ne întâlneam. Deci totul era în germană acolo. Și de ce vă întreb, fiindcă accentul, cu alte cuvinte, vreau în continuare întrebării. Întrebarea asta era de fapt accentul de Germania, unde este? Sau, spuneți-mi, asta era. Unde rămâne accentul de Germania? Cu germana din România. Își dă seama un german că nu ești german? Da, evident. Am formulat o întrebare foarte deșteaptă. Da, este o întrebare foarte deșteaptă. Dar depinde, că există și oameni care vorbesc cu accent de Germania. Da, eu pot să fac chestia asta pentru că, bine, mie îmi și place și studentă fiind, am fost la un moment dat la prima mea formare în Germania și am stat atunci cam o lună jumate. Și mă adaptasem cumva mediului și vorbeam cu accent și chiar profesorii de acolo, pentru că a fost un curs de germană, ne solicitau să folosim accentul nemțesc. Pentru că ei considerau că ăsta este cumva pasul suprem ca să folosești limba cât mai bine. Germana în România duce așa rusă, cum vorbesc rușii, nu a rusă. Da, aveți dreptate, da, așa este. Da, și eu consider la fel. De ce nu se predă germana din Germania în România? Păi depinde de profesor, pentru că unii nu pot să facă accentul respectiv. Este un lucru de fonetică și fonologie până la urmă. Și eu am multă vreme, am tot experimentat cumva pozițiile limbii și dinților și aerului ca să văd cum, să-mi dau seama cum iese mai bine accentul. Dar faptul că am trăit printre ei și că am fost atât de des printre ei și că le-am auzit accentul, melodicitatea limbii, m-a ajutat foarte mult și în preluarea accentului, dacă vreți. Spuneți-mi, vă rog, am lăsat o întrebare în suspens, în aer, cum se spune. Foarte există, ați sesizat și noastră, nu spun fenomen, poate o practică răspândită ca părinții să vină cu inima deschisă, doamnă profesor. Avem un copil, 2-3, vă rog, aveți grijă, vă rog, învățați-l și după un an de zile, 2, să nu mai vină copilul că e prea greu, iar părinții intrând în jocul lui. Da, mami, e prea greu, da, atunci stai cu mințe la casă, eventual îți dăm un telefon în mână și rezolvăm problema. Păi, eu am avut chestia asta cu copilul, personal, cel de-al doilea, pentru că cu el n-am vorbit germana de mic și asta a fost asta este așa, a fost să fie așa, am ales. El crede că germana este grea acum. Chit că mama e profă de germană, dar am început să mă joc cu el și am început să mai vorbesc cu el în germană, să mai vedem filmulețe în germană, respectiv desene animate, așa, secvențe mici de 10 minute. Și cumva
vine să spun, îi detronez ideea asta cumva, și prin faptul că fratele lui mai mare a ales, eu având și ca formare, având la bază și engleza și germana, am putut să-l susțin pe cel mare cu cele două limbi și la un moment dat, la începutul clasei a patra, se punea întrebarea dacă el să meargă la o clasă de intensiv engleză sau la o clasă de intensiv german. Și el mi-a spus din start, nu, eu vreau germană, nu vreau engleză. Și, cum spuneam, cel mic văzându-l pe cel mare, că e dispus să facă lucruri, să învețe, să citească. Noi citim povești. Deci avem cărți de povești în germană și citim povești. Și cu cât citește mai multe povești, cu atât îi se pare că este mai ușor, deslușește din context sensurile cuvintelor, înțelege poveștile de fapt. Chit că nu înțelege fiecare cuvânt din poveste, dar pe mine nu asta mă interesează. Mă interesează ca acest copil și ca acești copii, că îmi doresc ca și celălalt să-i calce pe urme, să înceapă să iubească, de fapt, să iubească germana și să se exprime cu bucurie și cu relaxare în germană. Că de fapt ăsta este scopul, să comunicăm. Care limba este mai frumoasă, engleză sau germană? Germana este dragostea mea. Păi sunteți profesoară. Deci germana este cea mai frumoasă pentru mine, că altfel nu mi-alegeam profesia asta, puteam să fiu foarte bine și profesoară de engleză. Dar nu este melodioasă? Ba, e foarte melodioasă. Doamne, germana? Doamne, ce-mi place, da. Spuneți-ne două versuri care sunt de partea noastră melodioase, așa, dacă vă vin acum în minte. Nu-mi vin în minte. Vedeți? Versuri. Dar de ce ar trebui să-mi vină versuri? Mie nu vin versuri nici în română, nu cred că ăsta este punctul aici. Mie mi se pare melodioasă și atât, deci nu... Aveți și această carte, Germana pentru simpatici, basme, jocuri și gramatici. Ați făcut și o rimă, vedeți? Deci aici cei care doresc o pot și o pot găsi și pe... Chiar că este făcută atractiv pentru pitici. De fapt, nu neapărat pentru pitici. Nu neapărat pentru pitici. M-am gândit așa. Deci, cartea asta, dacă vreți să vă povestesc un pic despre ea, a apărut din dorința mea de a aduce la clasă, nu neapărat la clasă, de a aduce în prim plan, atunci când predau germana, și altceva în afară de elemente de gramatică și vocabular. Pentru că mie îmi lipsea partea asta de cultură și civilizație, respectiv în cartea asta se regăsește literatura. Pentru că mie îmi place foarte mult să mă joc. Sunt un adult cu suflet de copil. Mă joc foarte mult și cu copiii mei acasă. Mă joc și la clasă cu ei. Lucrarea de diplomă, lucrarea de gradul 1 mi-am făcut-o pe tema jocuri. Deci am făcut o cercetare amplă despre jocuri. Care sunt tipurile de jocuri? Diferitele tipologii, după care le-am luat și le-am transpus cumva în gramatică. Deci practic am făcut ca jocurile să fie potrivite pentru predarea gramaticii. Și după aceea m-am gândit, na, evident să nu stau, m-am gândit că foarte important și interesant ar fi să aduc în prim plan literatura, respectiv pe ea să pot cumva exersa, nu numai eu, dar sau nu eu, cei care se poată exersa, cei care o folosesc, să poată exersa gramatică, vocabular și să facă conversație. Pentru că, practic, ideea a fost ca cei care folosesc cartea să se piardă cumva în poveste, să uite că sunt în proces de învățare și să își dea voie să mai completeze un rebus, să mai corecteze câte un text, să afle ce a mai făcut câte un personaj. De exemplu, bunicuța îl invită la un ceai pe vânător, mama vitregă, da, din Scufița Roșie, mama vitregă albă ca zăpada are un supus vrăjit. Deci am introdus tot felul de personaje și de situații care sunt cumva aplicabile și în zilele noastre. De ce nu?
Interesant această carte. Spuneți-mă, rog, nu știu exact, recunosc că nu stăpânesc subiectul. Apropo de copii, se practică aceste schimburi de experiență, copii din Austria să vină la Ploiești și copii de la Ploiești... Mă rog, asta nici o întrebare. Și copiii de la Ploiești să se ducă în Austria? Păi, se practică, dar se practică pe proiecte pe engleză. Din păcate, pe germană mai puțin sau deloc. Pe deloc. Da, 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 da. Deci engleza este la putere, dar se poate răsturna situația, nu e. E mai la putere, adică e ușoară, dar da, pe de exact. Altă parte, ce spuneam și noastră, cât vorbesc mai puțin o limbă străină, cu atât ea devine mai valoroasă în momentul în care ești un vorbitor, în momentul în care o vorbești cursiv. Dacă ești la un C1, C2, pe semne că va fi un avantaj, cu siguranță va fi un avantaj, ai un atu în momentul în care ori te joci la o facultate, ori te duci să te angajezi la aplici pentru un job. Spuneți-mi, rog, mai pregătiți surprize în această vară? Ateliere, ceva pentru pitici? Sau, da, mulțumesc de întrebare. Sigur, am un site. Nu mai întrebări bune, da. Astăzi. Da, haideți să vă spun o poveste acum despre site. V-am spus o mică poveste despre carte. Ideea a fost următoarea. Există cartea și vreau să o fac accesibilă cât mai multora. Și mi-am zis așa că dacă voi face un site, și nu spun degeaba, că voi face un site. Eu, chiar eu, cu mânuțele astea două, am stat și am populat paginile site-ului cu conținut. Am zis că o să fie accesibilă tuturor și că o să se dea singură de pe raftul virtual, cum ar veni. Și îmi doresc să fie așa să fie. Scriind la site, mi-am dat seama că nu pot să ofer doar o carte. Doamne, iartă-mă că doar fac un site. Ce fac aici? Și atunci mi-am dat seama că pot să ofer și alte lucruri. Și așa, creativă din fire fiind, după cum bine vedeți că e cartea aici plină de lucruri frumoase, am zis că este bine să mai ofer și altele, precum ateliere de o zi, sau ateliere de weekend, cursuri online, cursuri cu prezență fizică, de ce nu. Și favoritele mele sunt atelierele de germană, dar și de distracție. Și astea ce înseamnă? Sunt tabere. Și am acum ca produs o tabără, de exemplu, în vară, la Voineasa, unde o să învățăm germană prin joc. Deci nu se vorbește doar, nu se vorbește exclusiv germană, nu sunt ca taberele acelea din, că sunt tabere de vreo 3 săptămâni, unde de când intri. Da, nu sunt de 3 săptămâni. Știu formatul de care spuneți. Forma germană, adică așa. Nu. Este chiar știu că sunt câteva serii de obicei în fiecare an și anul acesta la fel. Formatul este pentru adolescenți. Pentru cei de liceu, pentru cei care merg spre facultate, chiar pentru studenți, unde se livrează mult și ei sunt dispuși deja și suficient de docili încât să preia informația. Fiind la început, eu mă adresez copiilor deci și adolescenților, da, și copiilor și adolescenților de la 7 ani în sus până la 14-15 ani, este nevoie să cumva să ia de menin, să se obișnuiască, să capete drag de germană. Și dacă le spui facem numai germană, deja sunt pierduți. Și de aceea a apărut ideea asta de a ne juca în germană, de a face activități. Deci copiii, părinții care doresc să își trimită copiii într-o tabără, dar și să îmbine și plăcutul cu utilul, exact. Puțin acolo util pe lângă plăceri. Nu cred că este puțin. Nu este puțin. Sunt cam 2 ore de germană pe zi, structurate într-o manieră jucăușă,
cu tot felul de activități, lucru pe echipă, pe perechi, jocuri din astea de căutat, lucruri, de tot felul de chestii care să-i atragă, cum spuneam, să uite că ei au de învățat, plus alte activități recreative, plus excursii, drumeții, să, cum spunea și dumneavoastră, să îmbinăm utilul și plăcutul. Da. Vă mulțumesc mult de tot. Sper să ne reîntâlnim, doamna profesoară. Cu mare drag. Așadar, dragi prieteni, ați înțeles, germana este, a spus, melodioasă, da. E și frumoasă, e și drăguță. Deci, da, germana este minunată din punctul meu de vedere. Important este așa, în momentul în care ne apucăm să învățăm germana, să punem toate prejudecățile, toate alea negative, da, despre germană într-un borcan, de care poate să fie și un borcan adevărat, poate să fie și un desenat, poate să fie și unul imaginar. Și, nu știu, facem cu el ce vrem, îl aruncăm, nu știu, fiecare face ce, dăm foc hârtiuței pe care l-am desenat sau așa, simbolic, ca să știm că am scăpat de aceste prejudecăți și de acum gata, ele nu mai sunt. Și să ne luăm un alt borcan în care nu neapărat să punem ce credem noi convenabil de la engleză, ci să, așa, pe rând, pe măsură ce acumulăm, să ne punem lucrurile frumoase care sunt legate de germană și care înseamnă, de fapt, germană. Oricum, știu eu, un borcanel unde chiar e plin de prejudecăți, dacă o să luăm așa, mă gândesc la limba chineză, vorbesc foarte serios. Acolo, cu alfabetul și cu câte semne, acolo chiar îți trebuie multă voință. La germană, poate începutul este mai greu, după aceea, da, prinzi gustul și, de fapt, când vezi că poți citi și poți să vezi, să înțelegi și ceea ce foarte mulți nu înțeleg, parcă te simți puțin special și îți vine să aprofundezi și mai mult. Plus că sunt câteva țări importante unde se vorbește germana și ca atare, apropo de oportunități și de angajare, și de tabere, și de universități, exact, de ce nu, da, e important să le vorbești limba. Una e să vorbești engleza în Germania sau în Austria și alta e să vorbești germana în Austria. Așa sau este. Germania. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare, vă doresc succes și ne vom reîntâlni cu siguranță. O seară bună! Mulțumesc mult și eu. Aici punem punct în această seară emisiunii Proces Verbal. Vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru atenție. Rămâneți sănătoși!